Correct. Mulțimea majoranților a dat primii de ceai de la 5 acolo. A minoranților de la minus 1 până la 2. Da, inclusiv 2. În momentul de față am înțeles la minoran și majoran. Bun, am descurcat până aici. Mai departe. Ce înseamnă supremul și infimul? Că dacă nu știu ce înseamnă, nu am. Ce înseamnă supremul, ne mulțim și infimul. Și eu am înțeles. Trebuie să căutăm definiția, că dacă nu o găsim, ne oprim aici, ne facem de fapt bafta și asta e. Tot înainte de a ajunge acolo, trebuie să fie și definiția supremului și a infimului. Că după ce vorbești de minorant și majorant, deci după ce vorbești de partea teoretică de minorant și majorant, aici, aici, după ce vorbești de mulțime mărginită, ce înseamnă mărginită? Mulțime mărginită inferior și superior. Ce înseamnă mărginită inferior sau superior? Dacă are cel puțin un majorant și minorant, un minorant sau un majorant. Mai citești o dată, că trebuie foarte tare să fim atenți, atenți de tot. Deci, încă o dată, ce spune? Mulțimea A inclusă în R se numește... Deci, o altă definiție, da? O altă definiție. A inclusă în R. Se numește mulțime mărginită inferior slash superior. Deci, A mărginită inferior în paranteză superior sau slash mai superior. Superior. Da. Dacă are cel puțin un minorant sau un majorant. Dacă are cel puțin, cel puțin un minorant sau un majorant. Paranteză, slash majorant. Majorant. Hai să vedem ce părere ai mulțimea asta, 2, 5, este mărginită? Da. Da, care e minoranță cât vrei. Da, și majoranță. Care e majoranță cât vrei. Deși are măcar unul minorant și măcar unul majorant, găsește. Deci este mărginită și superior și inferior. Corect. A, ah, ia, gata, am să am. Bă, băiete, ce facem aici, mă? Vezi ce înseamnă definiția? Îți dă viață așa când... Înțelegi ce vorba, da? Deci mulțimea mare, egal cu 2, 5, cum am luat-o acolo, este mărginită și inferior și fiind superior, pentru că ai, poți găsi minorant și majorant. N-am lămurit-o cu supremul și infimul. Trebuie să găsești definiția, că dacă nu, ne facem de baftă, nu știm. Eu nu mai mi-amintesc că asta e povestea. Caietul, sigur că da, trebuie să găsești acolo. Dacă îți cere autorul, ne ieșiți-o, trebuie la școală să fii spus. Ai auzit vreodată de povestind de primul și infimul? La clasă? Nu-ți mai amintești. După ce ai vorbit de mulțimi mărginite și minoranți, majoranți, apare și definiția supremului și a infimului. Vă ce fac aici. Strânge lumină. Păi, dar ce să facem? Dacă mi-amintesc eu, ne-am salvat. Dacă nu, nu. E, povestea este așa.
Am spus că la mulțimea asta sunt foarte mulți minorați, da? Foarte mulți minorați. Cel mai mare dintre minoranți, cel mai mare dintre toți minoranții, se numește infimul. Ce a asta? Mai am aminte? Deci, cel mai mare? Cel mai mare dintre minoranți infim. Infimul mulțimii respective. Pentru mulțimea respectivă. Foarte tare. Acum, despre suprem, ce ai putea să... mare majorant... Atenție! Nu? Deci sunt mulți majoranți. Cel mai... mic sau... cel mai mic dintre majoranți. Da? Cel mai mic dintre... cel mai mic dintre... majoranți, poartă numele de... se numește? Suprem. Suprem. Supremul mulțimii respectiv. Suprem pentru mulțimea respectivă. Da. Deci, atenție, îi dau încă o dată chestia. Cel mai mare dintre minoranți sunt mulți, cel mai mare dintre minoranți, poartă numele de infim, infim lui ea. Iar cel mai mic dintre majoranți, poartă numele de supremul lui ea. Bun. După ce mi-am amintit chestia asta, a fost destul de greu ca să ne amintesc, nu mai știam. Se întâmplă, să știi. Și la clase mai mari. Da. Ai văzut mai devreme, la clasa a șaptea, când le povesteam lor că nu ești sigur în fața unei probleme, ci trebuie să fii pregătit, e vorba de un antrenament zi de zi, când ți actualizezi tot timpul informațiile. Nu ne apucăm niciodată să facem un exercițiu dacă nu știm teoria. Ce am vrut eu să-ți fac acum a fost următorul lucru. Ții și tuturor celor care ne urmăresc. Este grav, grav, să crezi că ai temă pentru a doua zi, deschizi cartea și faci exercițiile. E grav. N-ai nicio șansă. După ce spui că teorie la punct, atunci te-a putut ieși. Nu se face așa. Ele mi s-au spun, băi, mâine am matematică, da. Ce ieși am? Deschid cartea, s-a putut să fac ieși. Nu știu să le fac. La revedere, pleacă. N-am dreptate? Și mi-au dat niște ieșiți, dar nu. Mă, să uit în caiet, fac altceva. Să uit în caiet, să văd dacă găsesc modele. Modele, da. Modele. Să uit, băi, n-am găsit de asta. Mi-au dat ieșiți de care n-am auzit niciodată. Nu găsesc modelul la revedere. Dar nu stau să buchisească acolo. Hai mă să văd teoria. Hai să vedem ce mă preda la clasă. Hai, nu știu, caut într-un manual. Caut, mă descurc. Intri pe internet. Mulțim mărginite, nemărginite. Mă tastez pe Google mulțim mărginite sau nemărginite. Supremul sau infimul pentru o mulțime. Și vezi cum ți apar explicațiile acolo. Da? Deci în momentul de față, numai dacă nu vrei. Dar voi nu aveți strategia pusă la punct. Nu ați înțeles nicio clipă că trebuie teoria pusă la punct. Trebuie înțeles teoria. Atunci faci treaba. Da. Acum, aș vrea să te întreb care crezi tu că este infimul lui A. Infim de A egal cu? Deci spune cel mai mare dintre minoranți. Așa. Și minoranții ar fi de la... minus infinit. De A de la minus infinit până la 2. Până la 2? Deschis. 2 chiar închis. A, 2 închis. Și 2 poate să fie un mare urmă. Că toți există din acolo, da, de 2. Da. Păi ar fi 2, cel mai mare dintre ei, da. Da? Deci infim de A egal cu 2. Bun. Egal cu 2. Da. Dacă ar fi fost aici la 2 închis. Adică intervalul 2 închis, 5 închis? Da. Păi ar veni de la minus infinit. Deci pentru A, dacă l-am fi socotit cu 2 închis, minoranții sunt
De unde? De la minus infinit? Până la inclusiv 2. Da. Da? Pentru că era vorba de X și de mulțime care sunt și egali. Și tot 2 ar fi fost. Da. Da? Deci infimul, și când ar fi fost intervalul închis, ar fi fost tot 2. Dar supremul acolo pentru A. Supremul. De A ar fi cel mai mic. Da. Ar veni ăsta majoranță egal cu de la majoranț de A egal cu de la 5 plus infinit. Da. 5 plus infinit și chiar 5-ul. Și supremul de A ar fi cel mai mic, ar 5-ul. 5-ul, mă, supremul de A egal cu 5. Terminat X. Vezi că te declară povestea când... Să-mi pun asta la tot, dar n-ai cum să faci matematică fără lucrurile acestea. Da? Deci, practic, ce noutăți ai tu acum, clare, foarte clare, încât să nu mai bâlbe niciodată exerciții de tipul ăsta? Sau ce lucruri ar fi trebuit să ai ca să nu fi avut emoții? Să știu ce la număr minorat, majorant. Sigur că da, majorant, minorant. Mulțime marginită și nemarginită. Sigur că da. Și supremum și infimum. Astea sunt lucruri care trebuia să știi, să fii ții foarte clare. Și cred că să fie total mai doar neapărat. Vezi, să fac primii pași. Noi am vorbit despre, păcat nu avem fibula, dar sper să am odată o stare de bine în care să-ți vorbesc încă o dată despre ce lucruri avem importante de făcut în anul ăsta? Ți-am spus și data trecută, e vorba de trasarea graficului de funcții. Da. Iar pentru asta trebuie multe elemente, foarte multe. Noțiunea de limită a venit din nevoia de a studia comportarea funcției pe zona aceea, nu? Am vorbit asta. Repet, sper să mai am încă o dată timpul să o fac. Acum cred că aproape 10. 10 și 2 minute. 10-2 minute, nu mai este timpul să vorbesc așa o discuție, dar ți-e limpede. Ce să fac acum lucrurile acestea, pe care nu le înțelegi deloc ca utilitate tu, este doar zona din pregătire pentru finalul anului, anul școlar. Se fac toate aceste lucruri atent, pentru ca să înțelegi în fiecare etapă cum ne bazăm cu discuțiile care o să urmeze pe cei ce s-a făcut în urmă. Deci la întrebarea ta, dacă noțiunile acestea vor mai fi vreodată folosite, răspunsul meu este da, foarte tare. Da, da, da. Trebuie foarte bine știute. Mai ales că tu te bucuri de chestia asta, că totul este pregătit minuțios, atent, în vederea ce înseamnă finalul acela, când vom trasa graficul funcției cu foarte multă precizie. Te mai anunț că multe alte probleme dificile, inecuați, inegalități, așa mai departe, greu de rezolvat, se vor rezolva pe baza lucrurilor făcute din urmă. Deci noțiunea de limită este de bază și tu ai perceput așa cu rechea ta în mare, că da, este da, vorba de niște lucruri interesante. Și în continuare o să mai vedem exact despre ce vorba. Așadar, dragilor, ne oprim aici. Am sintetizat ce anume am făcut acolo. Ce am făcut? Am făcut mulțimi marginite. Hai mă să scriu chestia asta. Da. Minorant, majorant. Minorant, da. Majorant, infimum de A. Aici. Deci, 1. Majorant. Majorant și minorant. Majorant. Minorant. 2. Pentru o mulțime, nu? Mulțime, da. 2. Mulțime marginită superioară. Băi, dar m-ai dus repede aici. Am făcut o chestie foarte importantă. Deci unul a fost vecinătățile unui punct. Așa, da, vecinătăți. Noțiunea de vecinătate. De vecinătate. Unui punct. Unui punct.
E vorba de faptul că trebuie să fie un interval, nu? Un interval deschis. Deschis și elementele să aparțină în intervalul acela. Da? Elementele să fie din intervalul acela, punctele la care facem referire. Apoi ne vorbim de majorat, minorat, pentru o mulțime. Așa. După mulțime marginită inferior și superior. Deci mulțime marginită. Păi aici este. Majorat, minorat pentru mulțime, adică mulțime marginită. Da. Superior și minorat. Și am făcut supremum. Supremum, așa. Supremum. Și infimum pentru o mulțime. Infimum, supremum și infimum pentru o mulțime. Astea sunt lucruri clare care ne-am planificat despre asta. Așa, dar ce să le spunem prietenilor noștri? Să nu uite să dea like și share. Așa, cum spun ăștia micii, ca să ducă mesajul mai departe, cum tu ai și promis. Să știi, dacă nu o faci, e problema ta. Am să zic la școală. Sigur că da. Deci ne asumăm deschis acest lucru, nu? Că vii la prof online și le pregătești lecția pentru a doua zi. Da. Nu numai lor. Și la toate clasele celelalte le spui, băi, eu fac chestia asta. Vreau să mai vine unul, vine și stă cu prof online direct, nu vă faceți lecția la mine. Eu sunt acolo seară de seară, fac treaba asta cu omul. Da? La revedere, dragilor, și pe mâine seara. Da.